Sunt 25 de ani plus 1. Anul pandemic a fost dificil. Mereu prezenți la fața locului, jurnaliștii TVR Timișoara și-au făcut datoria. Am auzit pe foarte mulți spunând că ar trebui ca anul ăsta să-l scoatem din viața fiecăruia dintre noi pentru că am făcut prea puține lucruri care ne-au plăcut. E bine, în cazul TVR Timișoara, cred că anul ăsta ar trebui să rămână pentru că am făcut în anul ăsta probabil ce n-am făcut în mulți dintre cei 25 de până acum și spun asta pentru că ar trebui să ne adaptăm unei situații cu care nu ne-am mai întâlnit. Or, noi am fost puși în situația de a face intermedierea asta între ceea ce se întâmplă, între realitatea asta care cu adevărat înfricoșătoare, și publicul care ne urmărește. Și credeți-mă, în zilele astea e foarte greu să aștern o informație astfel încât să nu creezi nici panică, dar în același timp să și informezi. Și asta cred că a fost marea provocare a ultimului an TVR Timișoara, de la care probabil că ne-am fi dorit acum șampanie, fursecuri, tortul cu lumânări în care să suflăm. Probabil că important e acum să suflăm în iaurt pentru anul care vine, astfel încât să ne-l dorim unul plin de realizări și, în ceea ce ne privește, vom rămâne alături de telespectatori, indiferent cum va fi 2021 și cum vor fi anii care vin. Pentru un reportaj de știri de câteva minute, echipele TVR petrec ore întregi pe teren. Adriana și Mișu îmbracă fără teamă combinezoanele, ori de câte ori este nevoie. Intervievează medici și autorități pentru a furniza publicului cele mai proaspete informații. Cel mai greu a fost să ne adaptăm la noile condiții. În primul rând să lucrez cu măști, să păstrez distanța, ceea ce e foarte dificil că întâlnești foarte mulți oameni și ideea e să te ferești până la urmă. Și aici mă refer când lucrezi zi de zi, când intri în zonele roșii și în spital, acolo deja provocările sunt mult mai mari și mult mai greu de lucrat. Sunt două sentimente care m-au încercat de fiecare dată când am intrat în zona roșie. Primul dintre ele a fost cel că trebuie să-mi fac treaba foarte bine. Practic am refuzat să mă uit la pacienți direct. Tot timpul am încercat să-i văd prin viewfinder-ul camerei și să nu interacționez direct cu ei, tocmai ca să pot să rămân obiectiv și nu subiectiv. Și în al doilea rând, trebuie să recunoaștem, a fost și teama să fie echipamentul bine pus pe noi, să ne ajute în cele mai bune condiții asistentele, de exemplu, cu care intrau cu noi în zona roșie, dar să știi că uneori era foarte greu să filmăm, practic ochelarii ni se abureau și rămânea un orificiu mic pe undeva, un locușor mic acolo pe unde încercam să văd. Uneori mergeam la noroc, nu știam ce filmez, nu știam că vor fi clare cadrele sau că se va auzi bine. Respectăm regulile, păstrăm distanța, dar rămânem conectați prin intermediul știrilor și al emisiunilor pe care le difuzăm zilnic în direct. Nu diferă foarte mult munca online față de cea pe care o faci aici pe platou ca jurnalist, dar e mai bine aici, recunosc. Adică atunci când se aprinde rec, vezi beculețul roșu la cameră, atunci când vezi colegii în jurul tău, când auzi omulețul din regie spunându-ți în cască ceva, e altfel. Am lucrat și online foarte mult în perioada de lockdown. A fost interesant, stresant în același timp, dar nu e chiar același lucru. Partea bună pe care pandemia asta a adus-o în viața mea ca jurnalist, de exemplu, e următorul lucru. Dacă înainte mă chinuiam să conving niște oameni să intre prin Skype, prin Zoom, prin tot felul de metode moderne cu care lucrăm noi acum, era mai complicat. E, acum cu toții își doresc să intre și prin intermediul internetului în direct într-o emisiune. Sunt parcă ceva mai receptiv și mai amabil. TVR Timișoara se vede și online, pe site-ul TVR, pe Facebook și pe YouTube, în transmisii live sau prin intermediul postărilor zilnice. Cred că noi, cei de la TVR Timișoara, am reușit să fim în același timp și spontani și să ne și adaptăm extrem de rapid. Dacă nu am putut, iată, să ne facem emisiunile așa cum le făceam până acum, am reușit să trecem rapid, să ne adaptăm, să trecem rapid în online, unde de altfel am avut un succes, aș zice, aproape neașteptat. Și asta datorită faptului că toți colegii au reușit să ia legătura cu oamenii, să țină interesul pentru pagina de Facebook extrem de treaz. Am avut și un public foarte receptiv, am reușit să facem acolo, să aducem acolo toate emisiunile pe care noi le-am fi avut în mod normal la televiziune, live, am reușit să le aducem pe pagina de Facebook. În spatele ecranelor se află o echipă numeroasă care muncește zilnic pentru a-și îndeplini misiunea. La mulți ani, TVR Timișoara!